Knockout-urile curg pe bandă rulantă la Black Cage Tournament. Mai devreme, victorie a lui Daniel Spunu din Republica Moldova în fața lui Virgil Munteanu. Lovituri multiple care până la urmă l-au dus pe Virgil Munteanu în situația de a abandona lupta încă din prima repriză. Ne așteaptă însă o altă confruntare, prieteni, la minus 94 de kilograme, un salt important în greutate pe care îl facem. Lupta dintre Claudiu Bordei de la clubul Davos, pe care cred că tu-l cunoști destul de bine, George, și Ion Curbei. Îl cunosc foarte bine pe Claudiu Bordei, este component al clubului Davos, multiplu campion național de BJJ, este deținător de centur al centurii BJJ în sezonul trecut, este campion de ADCC. Are 27 de ani, 90 de kilograme. În trecut, Claudiu Bordei a practicat canoe la clubul Dinamo București. Are o condiție fizică excelentă. Să mai adăugăm faptul că el este și câștigător al Cupei României la Kempo MMA 2014. Este al doilea lui meci la profesioniști. A antrenat de același Daniel Cernat, fratele lui Florin Cernat, organizatorul acestei gale, acestui Black Cage Tournament. Realmente o gală de succes la Ploiești, într-o sală mare, încăpătoare, peste 1200-1300 de spectatori plătitori de bilete, plus oamenii veniți la zona VIP. O altă luptă se anunță, iată, între un sportiv din România și unul venit din Republica Moldova. Și Ion Curmei vine tot de la sala lui Ion Vivat, practicant de combat sambo și mixed martial arts, și el foarte tânăr. În trecut, Ion Curmei a practicat și judo, a cochetat o perioadă și cu acest sport. Da, este campion național de combat sambo al Republicii Moldova 2014. Moldova. Un pic mai înalt este sportivul din Republica Moldova, 1,90 m, față de 1,85 m, cât are brăileanul Claudiu Bordei. Înainte de acest meci am stat puțin de vorbă cu Claudiu Bordei, părea foarte încrezător în șansele lui. Acum sigur că sunt doi luptători care iubesc lupta la sol, se simt bine acolo. Care crezi că ar trebui să fie totuși tactica lui Claudiu? Va trebui să-și ducă adversarul acolo unde se pricepe Claudiu cel mai bine, și anume la sol. Și acolo va trebui totul să fie foarte atent și să nu se grăbească, să aștepte momentul potrivit. Dar Claudiu este un luptător foarte cerebral și sunt sigur că va face treabă bună în seara asta. În colțul roșu, Ion Curmei din Republica Moldova, a doua sa luptă la profesioniști, pe prima a câștigat-o. A fost o victorie înainte de limită. Curmei, practicant de sambo, de combat sambo. Are un avantaj de 5 cm de înălțime. Să vedem dacă acest lucru va conta. Foarte tineri acești luptători din Republica Moldova, se apucă foarte devreme și fac trecerea la profesioniști, totuși. Nu este foarte mare diferență între combat sambo ca sistem de luptă și MMA, și din cauza asta le este foarte ușor să ajungă în cușcă. Le vine foarte natural această schimbare. Trei reprize a câte 5 minute. Puține momente până la startul primei runde. Black Cage Tournament, chiar o denumire inspirată, mi se pare. O cușcă neagră aici, cu multe lovituri care îți fac zile negre.
Ion Curmei cu mănușile roșii. Încă câteva secunde și o să înceapă lupta între cei doi sportivi. Să-i vedem la treabă. Claudiu Bordei cu benzile albastre pe mănuși. O lovitură de picior acolo din partea lui Bordei. Primul cu inițiativa. Bordei se duce exact, a prins acolo Ion Curmei o ghilotină, de fapt n-a prins. Acum se duce după ghilotină. A încercat să-și unească brațele acolo. Lovituri dure, încasează acolo Bordei. Azi pe Claudiu, pe spate. Au ajuns amândoi la sol. Încearcă să-și aducă picioarele pe umerii adversarului acolo Bordei. Se duce acolo Bordei după un triunghi. Să vedem dacă va reuși să închidă triunghiul. I-a prins și brațul, i-a prins brațul stâng. Aici e pericolul pentru Curmei. Încearcă să lovească cu brațul drept pentru a-l convinge Bordei pe Bordei să închidă mai bine acolo triunghiul. Încearcă să-și aducă înapoi brațul Curmei. Da, să vedem acum dacă va reuși. Da, a închis. Să vedem dacă mai scapă, ar trebui să se duce acolo după cap. Ar trebui... Excepțional procedeu articular reușit aici de Claudiu Bordei, care a întins brațul la maximum. A fost finalizare prin triunghi. Claudiu Bordei câștigă repede în această primă repriză. Reprezentantul clubului Daos Brăila, antrenat de Daniel Cernat. Avem aici o reluare, să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Gâtul prins cu picioarele, brațul extins încetul cu încetul. Da, n-a mai fost nevoie de braț, n-a mai fost picioarele nevoie, pe gât. A făcut o ștrangulare și s-a terminat lupta pentru... Incredibil, totuși, cât de bine s-a descurcat aici Claudiu Bordei. Tehnică impecabilă la sol. Încă o dată, brazilienii jiu-jitsu-le arată cum dacă ești într-o poziție inferioară pe spate, poți să obții o victorie rapidă. Bordei cunoaște foarte bine această joacă la sol și a așteptat adversarul, chiar dacă era pe spate. L-a pândit și a închis triunghiul. Luăm o scurtă pauză, prieteni, și revenim imediat cu lupta dintre Teodor, motociclistul Constantin, și Mihai Broscanu Vasile.